Acum am ajuns în parcare, ne-am luat papucii, bocanci în picioare și o luăm la drum. Nu știm în ce aventură ne-am băgat. O să vedem noi acum. Gențile sunt acolo și dă-i bătaie. Am urcat și noi. Dă-i pași. Dă-i pași. 5 minute și deja se simte. Se vede, condiția fizică e foarte bună. Pe acolo am venit. Pe partea aia de jos nu se vede. Și ăsta e drumul în spate. Se vede luna pe drumul nostru. Acolo e. Zoran, de unde am ajuns? Ce o bancă și priveliștea. Și priveliștea, foarte faină. Și pe acolo o luăm noi. Și pe aici am venit. E un pic de adrenalină cu tine să urci pe munte. Îți trebuie un pic de curaj. Acum ești tu cu tu. Tu cu tu. Tu cu tu. Tu cu tine. Și Zoran. Tu cu tine și cu soțul. La cineva e sete. Ce bei acolo? Gatorade. Să-ți dea energie. Acum am venit foarte mult pe drum drept. Ca pe o pajiște aici. Platou am ajuns. Suntem plecați de jumate. E super, e cald. Nu mă așteptam să fie chiar așa de cald, la ce frig a fost. De bine. Mai mulți păcuțele. Crapfen, ce ne place nouă. Conic brot. Adică gogoși. Schmatz, Lipter. Băcuțele, uite cum stau ele liniștite. Ce bine. Să nu vină una spre mine să fugă. Că nu știu ce mă fac. Sunt destul de mari. Și frumoase. Cred că ce bună iarba. Serios? Vai, ci că-i și taur. Vai, mai văd unul. Aici nu mă simt prea confortabil. Sincer, abia aștept să trec. Acum am trecut pe lângă lacul Schwarzense. Am ajuns și la punctul ăsta. Dar până acum foarte fain, numai drept am mers. Am urcat la început, puțin, a fost cam greu. Dar acum chiar foarte ușor, să vedem ce ne așteaptă mai încolo. Ne lăsăm surprinși. Aici e Schwarzense. Am venit de pe partea cealaltă. Și acum suntem aici, pe drumul ăsta. Acum am ajuns într-un camping. Am trecut pe lângă lac și am intrat iar în pădure, că tot pe lângă el am mers. Și să vedem unde ne duce drumul mai departe. E soare aici, chiar e foarte cald.
Chiar o căbănuță frumoasă. Ne-am oprit acum într-un loc, am mâncat sandwich și ne-am dat seama, din păcate, că am greșit drumul. Am luat rog greșit, dar ne întoarcem acum înapoi. Nu știm dacă mai ajungem pe Schattberg sau nu. Penetrată că durează vreo 5 ore jumate. Dar o să vedem. Dacă nu, altă dată, când o să ne informăm mai bine cu drumul. Uite unde am ajuns. Acolo, spatele nostru, Schattberg. Dar mai avem, nu știu, cred că mai e ceva de urcat de aici. Mai e destul. Dar de data asta nu cred că ajungem în vârf. Sper să găsim un guesthouse, să ne mai luăm ceva de băut. Poate să mâncăm înghețată. Pe drum a fost destul de cald. Un pic la umbră, e mai bine. Cum te simți? Și eu. Îmi place geanta ta, e faină. E plină, plină. Și a mea. Ne-am încărcat cu de toate. Uite în ce loc frumos am ajuns, numai vaci sunt în spatele nostru și cai. Acolo și Schattberg sus. Și acum urcăm. Sperăm să găsim un guesthouse sus. Să bem ceva. Poate mâncăm și o înghețată. Și o gogoașă și tot ce prindem. Dacă nu mulgem o vacă. Bem lapte călduț. Am ajuns și la Dasaus, ne-am luat câte o cafea, o prăjitură și suc cu soc. Eu cu apă plată, zona cu apă minerală și e foarte bun. Și rece. Și acum ne punem să mâncăm. Acum te filmez un pic cu Schattberg în spatele tău. Și la guesthouse, unde am fost, am mâncat o prăjitură, am băut cafea, acolo în spate. Acum ne îndreptăm spre mașină, ne întoarcem înapoi. N-am mai ajuns pe Schattberg, dar a fost foarte fain oricum. E așa de fain și vremea și vacile astea care stau aici. Pe Zoranul doare genunchiul foarte tare. Dar o să reușim să ajungem jos. Astăzi și nu mâine. Și pe aici, pe unde mergem noi acum, am luat-o pe o scurtă tură un pic. N-am mai luat-o pe drumul forestier. Ca să mai economisim din timp. Suntem plecați de la 8 fără 10. Am plecat de la mașină și am făcut... La cât am ajuns aici? Aici? La 1 fără 10. Da, deci la 1 fără 10. Hello. La 1 fără 10 am ajuns și am stat până la 15. Uite cum e drumul. Pe
sus am venit. Și e super. Și aici vacile. Te ajung. Eu iau pe dincolo că e mai ușor. Pe acolo, pe unde e piatră. Uite băcuțele ce faine sunt. Și muntele Schaberg, foarte frumos. Uite Zoran ce rapide. O înaintat bine. Îl ajung și eu din urmă. Acum ne simțim mai bine că ne îndreptăm spre casă. Dar mai avem... Avem 3 ore. 3 ore de coborât. Doar 3 ore. Da, nici nu mult. O nimica toată. Nu? Trec ca mâine. Sigur urcam până la Schaberg, dacă nu ne deviam de la drum. Să treacă o bicicletă în spatele meu. Ne-am deviat de la drumul nostru o oră. Până am mers o oră încolo, ne-am întors o oră înapoi, deja am pierdut 2 ore. Bine că am ajuns și la Gasthaus-ul ăsta. Adică Gasthaus e o casă de oaspeți, un fel de restaurant. Poți să mănânci mâncare, să bei cafea, să bei ce vrei tu, ce au ei în meniu. Bineînțeles. Și mai faci o pauză de la drum. La un drum așa de lung, pe munte, parcă numai de apă ai nevoie. De altceva, nu ai nevoie de nimic. Ce ai nevoie? De apă. Apă, da. Nu mai ții foame. Crezi că te plimbi atâtea ore, urci, cobori. Și de-a foamea, dar nu. Apa e sursa principală. Cât mai multă apă să ai la tine. Deci dacă vreți să urcați, apă. Urcatul pe munte îți dă o stare foarte faină. Te simți foarte bine. Așa e? Okay. Am zis că urcatul pe munte îți dă o stare bună. Aha. Te simți bine. Nu, tu zici, mi-ai picat un con. Da? Aha. Am văzut și eu multe gongi. Deci acum m-am speriat foarte tare. M-am mai speriat odată cu vreo, nu știu, 3 ore în urmă, în fața mea un șarpe mic. Doamne! Dar acum, la vreo 2 metri de noi, noi suntem pe drumul forestier și așa, imediat lângă copaci aici, în pădure un șarpe mai mare. Vai! Când l-am văzut, m-am speriat. Alo! Asta-i că sunt. Sper că ăștia doi au fost singuri. Să nu mai avem parte de ei. Tot mai mari, tot mai mari sunt. Doamne ferește! Au! Am călcat strâmbă. Mergem bine. Am văzut semnul roșu, marcat. Asta-i traseul nostru. Nu, Zoran? Nu avem cabana asta, nu-i nimic. Aici. Știi că atunci era deschis, poate erau oamenii ăia. Poate e cabana lui. Prin pădurea ceva? Mhm.
Ne-am întâlnit pe drum cu un grup foarte mare, cred că erau, nu știu, vreo 30 de persoane. Cel puțin. Era ziua lui cineva și au venit la plimbare în pădure. Fain! Mâinile umflate ca la urs. Din primele 10 minute când am început să urc, deja am simțit că s-a umflat. Că te transformi în urs. Păi dacă tot am venit în pădure, să vă arăt ceva. Uite unghia mea. Deci așa trebuia să fie și acum e așa. Am vrut să închid geanta la Zoran și nu știu, doamne, ce-am făcut. Și dintr-o dată mi s-a rupt. Bine că nu m-a durut. Când vezi cât ai coborât până acum și cât mai ai de coborât, te întrebi, doamne, când am urcat atâta? Parcă nici nu-ți vine să crezi. Aici-o stâncă. Și pământul deasupra. Ai impresia că pică pe tine. Și am reușit de la 8 fără 10 de azi dimineață până acum la 3 și 5 și mai avem vreo jumătate de oră până la mașină. Am mers foarte mult. Aici ăsta e chiar ultimul drum până la mașină. Mai puțin. Am bucurat prea tare. Și acum am văzut drumul zigzag în jos. Mai avem ceva de pedalat până la mașină. Veselie! Am ajuns și noi la parcare. În sfârșit. Deci suntem plecați de la 8 fără 10 și acum e 4 și 5 aproape. Am umblat în continuu pe drum forestier, prin pădure, am urcat, am coborât foarte mult. Abia așteptăm să ajungem acasă acum. Mai avem o oră cu mașina până acasă, de condus, să ne odihnim. Gata!